Cu ocazia Zilei Armatei Române, garnizoana Medgidie a pregătit o serie de evenimente. Doamnelor și domnilor generali, amirali, ofițeri, maiștri militari, subofițeri, gradați, soldați, studenți și elevi militari, funcționari publici și personal civil. Armata își va onora tradiția și menirea de instituție fundamentală a statului român și va răsplăti prin devotament, curaj și onoare încrederea de care se bucură din partea cetățenilor români. Cu ocazia Zilei Armatei României, vă mulțumesc dumneavoastră tuturor militarilor și civililor pentru profesionalismul cu care vă faceți datoria, pentru devotamentul, curajul și solidaritatea de care dați dovadă. La mulți ani! Manifestările dedicate Zilei Armatei Române au început la Monumentul Eroilor cu întâmpinarea oficialităților și intonarea imnului de stat. După oficierea serviciului religios, reprezentanții instituțiilor au depus coroane de flori. Din partea garnizoanei Medgidia. Din partea Consiliului Local Medgidia. Din partea Primăriei Medgidia. Din partea Poliției Medgidia. Din partea Jandarmeriei Medgidia. Este o zi deosebită, o zi specială pentru militari, o zi specială și pentru România, Ziua Națională a Armatei Române. Eu spun tot timpul Ziua Națională și nu Ziua Armatei Române, pentru că toată nația română ar trebui să sărbătorească acest eveniment. Este sărbătoarea eliberării României de sub jugul hortist, ultima brază de pământ românesc eliberată la Carei, ultima localitate din țară ce a fost eliberată de sub jugul hortist, un moment deosebit în istoria Armatei Române, care de atunci și până în prezent marchează numeroase evenimente glorioase. Tuturor militarilor organizoarei Medgidia, în frunte cu comandantul organizării, domnul colonel dr. Gheorghe Rotariu, le urez sănătate, prosperitate, succes în tot ceea ce fac, fie ca viitorul să ne aducă tuturor pace, iar dumnealor să le aducă zile senine, împliniri și realizări. Și televiziunea Alfa Media a ținut să aducă un omagiu eroilor căzuți pe câmpurile de luptă. Din partea televiziunii Alfa Media Medgidia. Octombrie reprezintă un simbol cu valoare de referință pentru conștiința poporului român. Dincolo de semnificația istorică aceea eliberării, această zi
glorifică faptele de viteșie ale tuturor eroilor neamului românesc, de la cei ce au contribuit din vechime la formarea națiunii și a statului român, ori de la eroii știuți sau neștiuți care au luptat între cele două războaie mondiale, până la militarii căzuți la datorie în teatrele de operații din afara țării după 1990. Acestora le aducem un pios omagiu, iar ostașilor din ziua de astăzi, tradiționala urare, la mulți ani, cu lumină în suflete și în minte. După festivitatea de la Monumentul Eroilor, oficialitățile s-au deplasat la Cimitirul Eroilor din localitatea Mircea Vodă. Din partea primăriei Mircea Vodă. Cam fiecare an, Ziua Armatei este omagiată la Cimitirul Internațional de Mare Mircea cel Bătrân și suntem mândri de această zi și de acest cimitir care se află la Mircea Vodă și cu această ocazie le dorim Armatei Române la mulți ani, multă sănătate și tot respectul din partea locuitorilor comunei Mircea Vodă. Regimentul 53 rachete antiaeriene Medgilia a organizat în centrul orașului o expoziție cu echipamentele militare. Thank you.